Bună seara și bun găsit tuturor! Sunt Oana Olaru și vă invit din nou la o ediție a emisiunii Subiectul Zilei. Vorbim în această seară despre centrul istoric al Craiovei, o zonă aflată în plin proces de reamenajare, dar în special vom discuta despre soarta unora dintre clădirile aflate în această zonă. Lucrările de renovare a fațadelor acestor imobile sunt în toi, pentru că se dorește ca la final centrul istoric al Craiovei să aducă aminte de imaginea de acum 100 de ani a băniei. Problema ar fi că dacă intrăm în unele dintre casele din această zonă, vom avea neplăcuta surpriză, putem spune așa, să constatăm că în interior aceste case sunt într-o stare avansată de degradare. Despre acest subiect vorbim în această seară cu colega mea de la Gazeta de Sud, Maria Cernătescu. Bună seara, bine ai venit! Bună seara! Și avem alături de noi doi arhitecți. Primul este primul în ordinea în care sunt așezați domnii arhitecți, este domnul Pavel Popescu, președintele Uniunii Arhitecților din România, filiala euroregională Sud-Vest Oltenia. Bună seara, bine ați venit! Salut și mulțumesc pentru invitație! Cel de-al doilea arhitect prezent în această seară este domnul Cristian Ciomu, membru al Ordinului Arhitecților din România, filiala Oltenia. Bună seara, bine ați venit! Seara, dumneavoastră! Îmi permite să fac deja o corectură. Vă rog! Membru al Uniunii Arhitecților din România, filiala Sud-Vest Oltenia. Sud-Vest Oltenia. Pentru că Uniunea Arhitecților se ocupă de partea artistică a acestei meserii. Deci, trebuie să îl catalogăm ca atare. Mulțumesc pentru corecție. Veți vedea, dragi spectatori, că în timpul emisiunii vor rula pe ecran imagini filmate astăzi în unele dintre imobilele din centrul vechi al Craiovei pentru a vedea și dumneavoastră care este situația unora dintre aceste clădiri. Maria, tu ai fost astăzi în vizită prin centrul istoric, ai văzut ce e pe acolo, ai vorbit și cu oamenii. Spune-ne, te rog, despre această experiență de astăzi. Pentru început, eu vă să spun ca și cetățean al Craiovei că îmi place ce văd în centrul Craiovei. Deci se schimbă fațadele, este mult mai plăcut. Dar nu pot să spun că sunt un cunoscător. Mi-am adus aminte cu ani în urmă, eu am scris la Gazeta un alt articol și știu că am intrat prin unele din aceste case și într-adevăr erau o ruină. Și mi-am zis acum să reiau această experiență, pentru că eu m-am gândit că după ce se schimbă fațadele, se schimbă și interiorul. Deci se primenește fațada, se primenește și interiorul. Și am zis, hai să merg acolo să văd dacă este așa, pentru că ar fi un lucru foarte, foarte bun. Numai că, spre surprinza mea, sunt cam aceleași imobile, dar ele sunt într-o stare de degradare. Sunt imobile care se găsesc în centrul istoric al Craiovei și au tavanele picate, prin acoperiș se vede cerul liber, sunt arbuști crescuți în pereții acestor case și nu vorbesc de acea casă pe care noi o cunoaștem, casa cu copaci sau cum mai este ea numită, care se află pe strada Olteț, sunt cu totul alte case și pățesc același lucru. Deci, igrasie, podele din lemn roase, plus că aici se mai vede amprenta pusă de-a lungul timpului. Fiecare a venit, poate a mai zidit o fereastră și nu știu cum și-a lăsat el acolo amprenta. Poate că peste niște geamuri, eu așa am avut părerea, gen vitralii, este dat pur și simplu vopsit, spoit cu o vopsea. Sunt acele balustrade din metal și din lemn, primele ruginite, cele din lemn roase cu totul de car și am văzut într-o curte, cred că era tot pe Olteț, acea balustradă de intrare la etajele superioare stătea să se prăbușească. Nu pot să spun că același lucru se întâmplă în toate clădirile din centrul istoric. Proprietarii puțin știu că este în sarcina lor să refacă și interiorul
În alte părți am găsit undeva pe Frații Buzești, în apropiere de casa Dianu. Dacă Dianu. 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 Da. Tot așa, o stare de degradare. Erau și chiriași acolo, ei nu știau dacă va veni primăria și presupun că administrația locală trebuie să intervină aici, pentru că ei sunt simpli chiriași și cu siguranță nu vor face ei aceste reparații. În unele dintre case am văzut că totuși proprietarii încep să se refacă și interiorul. Nu știu cât de bine intervin ei acolo, pentru că în marea majoritate totul era dat până la tencuială, până la cărămidă, până la zidărie, toată tencuiala dată jos. Nu știu dacă au mai fost, nu știu, elemente de arhitectură și au fost înlăturate, au fost distruse. De asemenea, am observat că și pe fațadă, la fel, sunt toate aceste părți de arhitectură și tencuială date jos, rămâne zidăria și iarăși se intervine. Plus că pe strada Lipscani, două case au fost deja rase, se construiește altceva, nu știu dacă se mai păstrează vechea arhitectură, nu știu ce se întâmplă acolo, probabil că specialiștii ne vor spune acest lucru. Dar ar fi bine să se meargă din interior spre exterior. Domnule Popescu, ce spuneți despre această situație? Știu că... ascultat și am fost foarte atent la ceea ce a povestit. Eu spun ce am văzut eu ca un om simplu, nefiind specialist. Poate că era foarte bine dacă te dați un telefon și vă însoțeam pentru a vă forma acolo deja. De ce spun asta? Pentru că aceeași operațiune a făcut-o primăria Craiova, care pentru prima dată, măcar de 45 de ani de zile când sunt eu în Craiova, a făcut invitația specialiștilor, arhitecților, și nu 1, 2, 3. Nu. S-a adresat absolut la toți arhitecții, prin cele două instituții, Ordinul Arhitecților, care are mult mai mulți membri, și Uniunea Arhitecților, care are mai puțini membri, și care, dar care sunt pe problematica asta de artistică. Ce s-a întâmplat? Că între timp am rămas numai câțiva, aia e cu totul altceva. Și am încercat să ne punem și să ne impunem punctul de vedere. Dar de ce? Îmi pare bine că ați fost la casa Dianu. Da. Că tocmai o am aici fotografiată și în momentul în care am ajuns și la casa Dianu, am scos hârtia și am arătat-o doamnei primar. Uitați cum a fost, cum mai este astăzi și cum mai sunt niște tocuri. Bine, vă referiți la tâmplărie, pentru că aici este un amestec de PVC cu la cameră, da. Fotografia pe care o aveți. Da. Vedeți? Poate că e mai bine să nu lucească. Da. Așa arată astăzi. Și noi am pregătit în program, în calculator, ca, pentru că asta a fost o clădire mare și făcută cu bani mulți, și nu-și putea permite cineva să facă doar o ușă, mai ales că am găsit și tocurile celelalte. Deci a fost numai o intervenție nefastă, negândită și, din păcate, neintervenită spre oprire de către autorități la timpul necesar. Și am prezentat suitei primăriei, frunte cu doamna primar, doamnă, așa trebuie să arate. Și atunci strada va fi și frumoasă și luminoasă. A fost foarte atentă, am mers din fereastră în fereastră, din vitrină în vitrină și a concluzionat. Așa se vor face toate. La casa Dianu, unde sunt aproape 7 sau 8 asemenea accese în diferite prăvălii. Și spun că este o relație deosebit de constructivă, am înțeles, chiar din ultimul la revedere, luat joi, ca să ne putem întâlni și ne-a rugat să ne mai întâlnim și data viitoare spre a termina, hai să spunem, un prim tur al acestor clădiri care, și acum,
Din păcate se folosesc niște termeni care sunt, bine, hai să spunem, nu sunt tehnici folosiți. Dar trebuie să cunoască lumea că, spre exemplu, acum în Sibiu nu vorbește absolut nimeni, indiferent, probabil că și ăștia de 5, 6, 7 ani când am fost la Sibiu, nu mai vorbesc decât de restaurarea orașului, restaurarea pieței mici, pieței mari, restaurarea clădirilor. Noi vorbim încă de reabilitări, amenajare, reconstruire, construire. Nu se poate așa ceva. Când vorbim de o clădire monument istoric și una în zonă protejată de către 422 legea monumentelor istorice, nu putem vorbi decât de restaurare, că restaurăm fațada, că restaurăm întâmplăria, că restaurăm trotuarul sau pavimentul, aia e cu totul altceva. Dar nu vorbim decât de restaurare. Dar aceste clădiri sunt monumente istorice și fac parte și din patrimoniu. Care e diferența aici? În patrimoniu fac parte absolut toate monumentele istorice, atât de categoria A cât și de categoria B, cât și clădirile care se află în zona protejată. De exemplu, Lipscarul este o zonă protejată complet, toate. Deci nu există numai casa cu monument. Și atunci s-au dat jos acele două clădiri? Dacă nu știți cum se dă o casă jos, vă spun eu, cu reavoință sau cu buldozerul sau cu orice fel de instrument barbar. Eu am rămas surprins. Nu am decât 100 de metri, probabil, până la birou sau 150 de metri. Dar am evitat în ultimul timp să mai trec pe strada aceea decât zilele în care urmăream acele săpături care pot da lumină, luminii, anumite clădiri care au existat chiar în mijlocul străzii și care, din păcate, nu au fost relevate pentru că acest oraș nu a fost un oraș așa de bine aranjat cu străzi liniare, cu casele aliniate. Nu. De la Romanescu, care a venit din, de pe unde a umblat tot timpul și în special în Franța, a venit cu idei de urbanism, urbanizare a Craiovei și Oraș. Și atunci le-a îndreptat, le-a aliniat. Dar până atunci, acest haos nu strică istoriografic să-l fi cunoscut. S-au găsit clădiri, fundații, acum când s-a săpat, s-au căzit și eu am făcut o sumedenie de fotografii, dar ar trebui ca cei care au fost angajați în această acțiune să scoată la iveală aceste spre cercetarea. Viitorul trebuie să le cerceteze. Dar totuși, unele dintre imobile au fost refăcute și ele sunt, de exemplu, cu tâmplărie PVC. Cum au fost refăcute? Cel puțin fațadele, ce văd eu din afară, din exterior. Da, bun. Ceea ce vedeți dumneavoastră sunt ceea ce v-am spus până acum. Astea care le-a făcut sau oricine. Chiar aici, observ, o fereastră a fost zidită, să spunem undeva, de-a lungul timpului. Da. Ce se mai poate face aici? Dacă a fost zidită și observați că ea a fost zidită cu dichis, da, a fost datorită funcționalității din interior și care probabil că astăzi nu mai permite, nu știu ce se întâmplă înăuntru. Dar dacă și-au făcut o sufragerie care e mai greu să intervin acum și ar trebui să fac un studiu sociologic, să mă duc la familie, e mai greu. Îți permite, nu-ți permite, pentru că sunt clădiri proprietate privată. Deci, astea fac parte din așa numita restaurare integrală a monumentului, care trebuie să cuprindă și studiul istoric, pe baza căruia să poți să-ți permiți tu să intervii. Acum, în plimbarea asta pe care am făcut-o, am găsit cazuri în care am spus toate ferestrele de acolo, pentru că am găsit două care erau de lemn păstrate, nu au avut posibilitate să nu au avut ceva în cap plăcut să le dea jos și pe alea. Și mi-au rămas ca model. Și atunci am spus absolut la toată lumea care era acolo, vreau să știu, nu credeți că astea sunt mult mai frumoase decât acele cum fac ăștia acum, te lămuresc, că e mai ieftin să ai fereastra mare fără șprosuri, fără nimic. Dar ce facem? Că oamenii sunt proprietari acolo. Da. Pot eu să vin să-i impun în propria lui locuință să-și schimbe acel PVC dacă el a făcut niște cheltuieli? Și
Păi acum, uite-l pe el, cu ce autorizație? Una și în al doilea rând. Avem de ales între cântarul este cu două talere. Orașul al cui este? Al meu, Pavel Popescu, că stau acolo și mi-am pus ferestrele de la, sau orașul este al Craiovei, craiovenilor, de azi înainte. Da, dar la un moment dat a fost poate un haos. Nimeni nu i-a întrebat ce fac în aceste clădiri. Au fost o serie de chiriași care au trecut pe acolo și chiar administrația locală a fost la un moment dat proprietarul acestor clădiri. Și chiriașii, așa cum ați zis, și în interior și-au pus amprenta. Era de pe Feleu, n-a schimbat nicio fereastră. Nicio dar fereastră. L-a lăsat poate pe chiria sau pe cel care a venit, nu da, știu. Da, de acord, dar chiriaș, probabil că asta a fost vina, că acel chiriaș trebuia să spună, vreau să-mi schimb fereastră. Cine este stăpânul? Era de pe Feleu. O cerere. O aprobare. Nu! Dă-i și taie și că era stăpân. Problema este foarte greu de rezolvat. Foarte greu de rezolvat. Și, încă o dată, problema asta este foarte clar și foarte bine de rezolvat. Acum cât se mai poate. Dar ce se mai poate face? Acu' e zona asta a Craiovei sau a mea, sau a lui sau a lui alt. Și ce se mai poate face când la aceste clădiri s-au făcut fațadele, da, s-au renovat, ca așa folosim noi, s-au modernizat, dar în interior e un dezastru. Ce se mai poate face? Structura poate, o structură, baza acestei case este terminată. Este plecată greșit de la bun început. S-au desfințat trotuarele, se desfințează carosabilul și se face ceea ce se vede. Și care va fi? Alei pietonale. Nu, nu. Bun, de acord, alei pietonale. Dar o calitate, da? Deosebită. Cu lumini, cu felinare. Cum ar putea să stea toată această amenajare care costă extraordinar de mult, canalizare, electrică, gaz metan, tot, perfect făcute, o să dispară foarte multe cablaje din astea care stau pe fațadă, tot. Și pe fațadă să vezi ceea ce se vede acum. E posibil? Nu se poate. Procedura era de restaurare a clădirilor cu expertiză tehnică, studiu istoric, obligatoriu. Sunt obligatorii. Dar asta pentru o situație în care cineva poate să-și permite. Aceste studii de care am vorbit, plus urmă proiectarea, plus execuția, costă extraordinar de mult. Ceea ce ar fi semnat că noi mai stăteam încă 20 de ani de zile cu granitul ăsta atât de frumos și de bine aranjat și cu canalizări și cu tot și pe partea asta stătea, era nejustificat. Era nejustificat, mai ales că există și această încercare de a câștiga capitală europeană, care ne va aduce avantaje extraordinar de mari. Uitați-vă la Sibiu. Da, de Sibiu. Da. Da. Aveți această experiență. Am experiență. Intrat fost... în casele din Sibiu? Am intrat, pentru că... Cum sunt ele în interior? De... Sunt refăcute și în interior? Arată nu, bine? Sau nu, sunt tot așa o ruină? Le cade tavanul? Nu. Le acolo... pică balustrada? E podeaua terminată? Acolo s-a ținut cont ca să intre primăria și tot programul ăsta numai în gangul, s-au făcut gangurile, pentru că acolo toate merg cu niște și sunt și foarte frumoase, până la curtea interioară. De la curtea interioară, acolo este a voastră, vă faceți. Ce putem să vă dăm? Vă putem da indicații. Atent. Așa e și aici. Proprietarul este obligat să-și absolut facă. Că da. Absolut că da. Fațadele au fost făcute. Fațadele și acoperișul și unele ferestre, dar atunci au fost bani foarte serioși băgați în Sibiu. Foarte mulți bani. Acum și aici nu sunt. S-au băgat bani și în clădiri? Păi asta m-am spus. Asta m-am spus. Păi acoperișurile care au fost extraordinar de mult s-au făcut de către acest program. Templăria care era toată din stejar s-a făcut, dar numai la stradă. Numai la stradă. Imediat cum ai dat colțul, clădirea are altă templărie.
Da, este foarte normal. Programul nu prevedea ca să refac tot orașul. A refăcut numai această zonă centrală. Dar și aici, dacă era vorba să facă conform legii 400, atunci însemna că trebuia să am cel puțin, de 10 ori mai mult suma alocată. Ceea ce era imposibil. Și aici la fel, sunt, pentru că și casele sunt unele impunătoare, sunt mari, sunt unele care n-au nicio arhitectură, micuțe, Doamnă, strecurate din păcate, acolo. Dacă mergeați așa cu și mine, dacă mă chemați cu mine, vă arătam o căsuță atât de mică și care are o valoare și nu finisat la boloboc. Și asta îți spunea, dacă ne duceam cu gândul, cine a fost la Veneția, era o casă din Veneția sau din Burano, acolo unde ele nu sunt lustruite casele, sunt cu patina lor, aia e vechiul. Tot ceea ce mergem și vedem în Italia, vedem numai bolovan de sute de ani. Alea ne impresionează. Nu ne impresionează perfecțiunea liniilor la clădirile. De exemplu, clădirile. Acum, pe fațadele acestor clădiri, cu ce se dă? Cu var la Babil? Sau nu, există... Nu, dar nu. Dar, vedeți, aici este că la monumentele istorice nu se folosesc materiale de secol 21. Tâmplărie de PVC? Nici tâmplărie de lemnul ăsta tristat, care dă niște inconveniente extraordinar de mari. Dar nici măcar acoperișul ăla de tablă, dacă ați fost în Franța sau în Italia, nu vedeți... Nu am fost mulțumit decât cu centrul Craiovei. Da, dacă eram pregătit puțin tăl, dacă îmi spuneați de el, vă arătam niște imagini să vedeți deasupra oricărui oraș din Franța sau Italia, nu găsiți tablă de asta ca la noi, la români. Nici roșie, nici verde, nici violetă, nimic, nici ondulată, absolut nimic. Țiglă, la etajul 9-10. Haideți să vedem ce părere are și domnul Cioc. Dați-mi voi completez, îmi cer iertare, dragul meu, că n-am fost suficient de rău. Noi, după ce a apărut problema aceasta, în cadrul Uniunii Arhitecților, am creat un nucleu tocmai pentru a răspunde... Un nucleu din specialiști, mă gândesc. Din specialiști, da. Unde printre arhitecți intervenim și cu... Pardon, le cerem părerea, consultăm și celelalte că sunt în ANUC, Alianța Națională a Uniunilor de Creatori, din care facem și noi parte, atâția specialiști. Și am solicitat prezența domnului profesorul universitar Paul Rezeanu, fostul director al muzeului, atâția zeci de ani, plus omul care a scris atâta carte despre Craiova și clădirile lui, este subitat în materie și plus viața oamenilor din Craiova, pe care o cunoaște foarte bine. Și în acest colectiv, care la ora actuală nu are decât 9 persoane, este cooptat și domnul arhitect Cristi Ciomu, și pot să spun și Petre, pentru că este Petru și Pavel, ne-am sărbătorit împreună. Da, mă rog, cunoașteți mai bine. Așa că cer scuze și asta este valoarea domnului arhitect, care se ocupă și are și tocmai de aceea că este prins în acest proiect. Voiam să vedem care este și părerea dumnealui față de aceste schimbări care au loc în centrul orașului nostru. Cred că este o acțiune benefică pe care poate o așteptam de mult, dar sigur că acum eu cel puțin am un sentiment că lucrurile poate se întâmplă prea repede și într-un fel poate mai puțin profesionist din anumite puncte de vedere. Aceste clădiri care sunt în această zonă denumită acum Centru Istoric, multe sunt pe lista de monumente, altele nu sunt, dar toate sunt protejate prin legea 421, fiind o zonă protejată. Și aceste clădiri, în decursul timpului, însă, au suferit intervenții
aleatorii, pentru că legea nu a funcționat. Și în același timp deținătorii clădirilor nu au avut, să zic așa, suficientă și forță financiară, dar în același timp nici măcar un interes pentru a cunoaște aceste clădiri. Cred că a fost o relație pur și simplu întâmplătoare. Mulți sunt în aceste clădiri pentru că nu sunt în altă parte. Și de aceea se și vede că intervențiile care au fost în decursul timpului nu au legătură cu spiritul clădirii. Dar nici măcar nu au depus efortul să păstreze. Am observat într-o curte interioară și acum avem imagini, văd, era o scară din lemn și un geamlâc. Scara aceea îi puseseră o chestie din asta metalică de la un picior de schelă. Deci nici măcar n-au fost, n-au depus un efort să repare acel scară, care era plăcută. Sunt convins că în această zonă locuiesc încă oameni care nu au conștiința, să zic, nici pregătire culturală, nici măcar civică, pentru a putea înțelege spiritul acestor clădiri. Probabil că... Iată, aici avem un cocoțel crescut. Da, cunosc acest aspect, ruină, care să știți că nu este de astăzi. Încă din 1985 am avut, pe vremea aceea se prevedea o refacere a centrului politic-administrativ, se dorea o nouă piață a Revoluției și aceste case de pe România Muncitoare, de pe Lipscani, casele Dianu, ar fi trebuit să dispară. Și am avut atunci o intervenție, pentru că lucram împreună cu domnul arhitect Voia. Uitați aici, deci i-au pus un pilon și... Am avut o intervenție la primărie să susținem păstrarea caselor Dianu, de exemplu, case care se dorea raderea tuturor caselor până la blocul Femila. Vă dați seama că n-am mai fi avut nimic astăzi. Și am susținut, culmea este că, deși eram într-o perioadă în care se dorea, sigur, o altă arhitectură și un alt mesaj din partea politicii, conducerii politice, totuși, surprinzător, cei de la primărie au acceptat ideea. Și eram în acest colectiv și cu arhitectul Radu Ionescu, actualmente este președintele Ordinului Arhitectilor, și am susținut această chestie, deși fostul nostru director n-a prea fost încântat. Chiar ne-a beșterit puțin așa. A zis, dom'le, ce, nu sunteți voi în stare să faceți ceva mai bun? Cum se numea fostul director? Da, din păcate nu mai sunt printre noi aceste personaje, însă... bine să știm. Clădirile fuseseră deja vizionate în interior și această stare în care se găseau încă de atunci, deci încă de atunci erau... le dădea, să spun așa, convingerea că, domnule, ele ar trebui înlocuite. E cel mai simplu să înlocuim. Și... Revoluția a venit într-un moment... Uimește că am văzut acea casă cu copac, cu copaci. Deci mă uimește rezistența ei, pentru că de când o știu eu, e tot așa, cu vegetație, în formă de ruină, dar totuși nu se prăbușește. De ce trebuie să ne întrebăm, iartă-mă puțin, de ce trebuie să ne întrebăm de asta și nu ne întrebăm de ce Craiova s-a opus? Ea a fost solicitată de către Ministerul Culturii și Cultelor. De către acea Ministerul... La un moment dat a fost gata Uniunea Arhitecților și acea casă. Domnul Cernătescu a respins puțin ideea, sau cel puțin. A respins ideea. A fost... S-a dorit o dar a fost încercare de restaurare. Solicitată de către Ministerul Culturii și Cultelor. Și au venit odată, au venit de două ori, de vreo 3-4 ori, au venit să solicite până când s-au săturat oamenii. Și astăzi era o sfrendoare de casă. Dar acum ce credeți? Ea este frumoasă și romantic, nu? Totul se restaurează. Să apreciem și ca ruină. Pentru că se pare că noi iubim mai mult ruinele decât clădirile refăcute. Însă, revenind aici, am mai avut o experiență în această zonă, cu Bancpostul. Clădirea Bancpostului
sigur că a fost făcută pe un amplasament pe care anterior fusese o construcție foarte interesantă, simetrică, stil eclectic, aproape că vă să spun că era o construcție care ținea toată piața asta, Răscruciu Mic, piața Buzești, și s-a făcut un fel de licitație pentru această, așa se organizau la noi în 1997, și s-au solicitat construcții moderne. Poate recunosc și că și noi în prima clipă. Exact, să fie acea clădire de sticlă în mijlocul clădire unei, de sticlă. Sigur, clădiri... astea ar trebui să fie neutre. Există și mentalitatea, concepția că dacă faci o clădire de sticlă, ea ar putea să reflecte zona din jur și în felul ăsta ar fi mai puțin dăunătoare prezența ei. Însă, întâmplător, avem documente, avem fotografii cu clădirea veche. Și am mărit aceste fotografii și am fost la conducerea băncii respective care organizează și am propus ca o nouă variantă să facem, să refacem clădirea cu partea exterioară așa cum a fost și în interior să ne permitem să facem funcțiunile așa cum le doresc. Și ce au zis? Să știți că eu mă așteptam să fie așa o explozie de entuziasm și din contră. A fost așa o, aproape o tăcere care, bineînțeles că aproape că mi-au dat să înțeleg că mai bine n-aș fi venit, le-am produs așa o decepție. Și lucrurile au rămas și după cum vedeți în continuare avem această clădire care, sigur că pe unii poate nu deranjează, dar dacă am fi văzut cum se închidea acel front și cum ar fi fost toată zona asta într-o arhitectură unitară, cred că probabil toată lumea ne-ar fi dat dreptate. Însă, din păcate, au existat aceste momente în Craiova de foarte multă vreme. Așa cum și Hanul Hurez a fost demolat de primărie la 1868, pe motiv că este o clădire care nu mai corespunde. Hanul Hurez se află în zona Pieții Vechi, piața Elca, piața celor șapte fântâni. Mai sunt câteva ruine, câteva porțiuni din acest han. Hanul avea 200 de metri. Sus, da. Exact. Pe strada Hurez. Strada Hurez, da, chiar este cam pe mijlocul hanului. El a fost administrat de mănăstirea Hurez. Aici a fost, să spun, erau trei curți. Curtea domnească, era o curte comercială și era o curte administrativă, închisoare, avea funcțiune foarte... Are cam același destin. Dar și Hanul Puțureanu este o construcție care mă bucur că ați amintit-o. Eu am militat pentru această construcție și domnul Pavel a participat la câteva întruniri ale noastre prin, la începutul anilor 2000, când am făcut și o asociație denumită Podul lui Apolodor pentru protejarea monumentelor din Oltenia și Hanul Puțureanu am considerat că este prima clădire din zona veche. Eu consider că acolo este, de fapt, zona cea mai veche. Acolo ar fi trebuit să se concentreze. Dar, din păcate, acolo au apărut niște construcții noi acum. Da, sub locurile care parcă clar. Vor să umilească construcțiile vechi. Au mutilat zona. Că zona Unirii cu case curgea până în jos spre Madonna. Hanul Puțureanu are arhitectura de tip balcanic, cu geamlăcuri în interior, iar la stradă este o arhitectură de tip occidental. Asta era arhitectura pe care au promovat-o lipscanii, negustorii lipscani. Strada Lipscan, de fapt, este o reminiscență a acestor negustori. Ei veneau cu mărfuri de la Lipsca, Leipzig-ul de astăzi, și erau un fel de ambasadori ai Occidentului, pentru că ei au venit din Occident cu arta occidentală, cu obiceiuri occidentale care veneau în contradicție cu spiritul oriental care era în zona noastră. Și atunci acești negustori au schimbat fațadele spre stradă. Le-au dat acest aer eclectic occidental. Dar dacă intrăm în interior, o să vedem geamlăcurile de lemn, geamlăcuri care sunt foarte interesante, foarte valoroase. Arhitectul Constantin Jojea le-a considerat a fi cele mai interesante elemente de arhitectură balcanică.
existente încă, dar din păcate neluate în seamă, lăsate în paragină și chiar abandonate, putem spune. Există la București Hanul Cutei, care s-a restaurat și care aduce, tot de Constantin Jojaș, și care aduce acest spirit foarte interesant. Hanul Manuc, sigur, într-o altă arhitectură mai deschisă, mai aproape de arhitectura orientală, să zic așa, turcească, însă aici la noi, la Craiova, n-am reușit să implementăm acest spirit deocamdată. Dar aceste clădiri, ce fel de fundații au? Au fundații sau ele sunt... Nu, asta este o întrebare, să știți, trebuie făcut o cercetare. Unele au fundații, altele n-au. Casele astea au fost... au niște beciuri. Toate casele sunt niște beciuri. Beciurile sunt cele mai vechi. Cu arcade. Proprietarul începuse să lucreze acum. Nu știu cât reușește el să refacă din... Beciurile sunt cele care au rămas de la 1800, la ultima arsură a Craiovii, așa de la Vidin. Am fost acum la Vidin și chiar am vrut să dăm și noi foc Vidinului, am zis că ar fi o replică tardivă, așa, dar într-un mod cultural, bineînțeles, am vrut să aprindem flacăra culturală, o prietenie nouă se naște acum între noi și bulgari. Dar asta vreau să vă spun, atunci, la 1800, Craiova a fost rasă, 7.000 de case au dispărut, au rămas numai vreo 300 de case și, de fapt, niciuna întreagă. A mai rămas Casa Glogoveanu, se face acum un proiect acolo. Mi-e teamă că va fi iarăși o înțelegere altfel de cum ar trebui să aibă aceste clădiri. Pentru că, din câte am înțeles eu, proiectul dezvoltă foarte mult niște construcții în jurul clădirii vechi. Știi de ce întreb de structură? Pentru că parcă mi-e teamă să pun și următoarea întrebare. Ce se întâmplă la un cutremur cu astfel de clădiri? E păcat de toată munca asta, de fațadele care plac omului acum, trecătorul sau cetățeanul orașului. Clădirile au trecut prin multe cutremure, până în prezent. Au trecut, dar mai rezistă unele dintre ele și un alt cutremur? Sigur că întrebarea asta este iarăși... Cutremurile sunt puțin pesimile. Niște mișcări care încă nu le controlăm foarte bine. Dar, normal, dacă ar fi după proiectarea seismică, ar trebui să introducem niște rigidizări, niște planșee șaibe orizontale, mă rog, ar trebui intervenit cam radical. Însă la construcții de monument nu se recomandă a se adopta aceste măsuri constructive și se acceptă pe motiv că ele totuși au rezistat până în prezent cu actuala structură, bine, care ar trebui refăcută, pentru că există... Sunt și ele precum un om, adică una reziști la 40 de ani și alta nu știu dacă mai reziști la 80 de ani. Așa și... Da, spuneți! Aș vrea să preiau ceva ce a spus Hanu Puțureanu și Hanu din București. Hanu din București, dacă vreți să găsiți o cameră, trebuie să faceți comandă cu luni de zile înainte. Acel han este plin toată ziua. Și în curte, cu mese, cu tot. Unde merge? La han. Adică a fost transformat într-un obiectiv turistic, deci, ceea ce am putea să facem și noi. Care scoate Gologan extraordinar de mulți. Extraordinar de mulți. Acum, revenind la ideea ultimă, dacă fața este frumoasă, astăzi, cel care este înăuntru se speră și la o sensibilizare puțin. O să aducă și clientelă, pentru că trebuie să se schimbe puțin. O să, când o vedea atâta lume, o să scoată niște mese pe stradă, o să pună ceva și o să scoată un gologan la care, peste un an de zile, să-și pună problema asta care a spus-o noastră, consolidarea, care poate fi făcută oricând, dar în niciun caz astăzi. Astăzi, în ritmul ăsta în care se execută, nu. Dar următoarea, se pot face și expertize, se pot face și proiecte, să se obțină autorizare pentru restaurare, așa cum trebuie. Iar fațada, că acum este făcută fațada și cu întâmplărie, rămâne în continuare. Se lucrează înăuntru. Dacă omul conștientizează că asta îi aduce lui
o stabilitate, o siguranță a vieții însuși și o sursă de venit ca lumea. Dar ce ne facem că într-o astfel de clădire poate sunt 4 proprietari, dacă ei nu se pun de acord? Am rezolvat și această problemă. Cum? Acum, nu eu, ci administrația. Administrația locală. Administrația, da, bineînțeles, nu eu, eu am fost și am auzit și de aceea vă pot informa. A spus foarte clar. Este aici un constructor care vă poate face pe întreaga fațadă un calcul. Pentru că nu poți să vii tu, casa asta are o unitate. E, nu poți să vii unul să-și facă aici, unul să-și facă, unul să-și facă. Dar calculul respectiv și va ajunge la o sumă, se împarte per metri pătrați de suprafață aferentă fiecărui proprietar și ei stau deoparte, ăsta execută și plătesc atâția bani proporțional. Da, unul dintre proprietari, nu știu dacă el cunoștea bine, zicea da? 1.000.000 de lei vechi pe metrul pătrat. N-aș putea să avansez vreo sumă. Nu știu dacă este suma corectă, cel puțin așa ne-a spus nouă. Până joi nu făcuse constructorul niciun fel de calcul. Niciun calcul. Da, pentru faptul că li s-a sugerat, dar nimeni n-a venit. Oamenii sunt reticenți, nu vor să se asocieze. Și le-a spus doamna primar, de fapt ați semnat un termen. Deci trebuie să înțelegeți că orașul Craiova are nevoie de ajutorul dumneavoastră. Deci trebuie să înțelegeți că această acțiune trebuie făcută. Clar, au semnat un contract, nu știu, nu, e mai, nu am intrat și în partea administrativă. Problema este că toți, mi s-a părut foarte puțin, nu știu dacă 2%. Unii care au zis, da, da, bine, am înțeles, nu ne convine, dar am înțeles și trebuie să facem. Trebuie să facem și o să fie și ei foarte mulțumiți că nu vor mai călca pe acele trotuare mizerabile așa, și murdare și o să fie și viața altă. Da, infrastructura trebuie să recunoaștem, arată bine. Deci nu e... Da, nimeni și atunci este... trebuie să ne ridicăm și cu acum fațada și după aceea și ce e înăuntru. Dar de ce nu s-a început cu consolidarea și s-a început cu fațada? Am explicat. Ar fi costat încă de cel puțin 10 ori cât a costat cu totul, cu tot ce așteptam la infrastructură. Costă enorm. M-a spus, numai o expertiză tehnică costă enorm și nici măcar nu avem așa specialiști care să se angreneze, să facă treaba asta, ar face-o în câțiva ani de zile expertiza tehnică. Este foarte greu de făcut. E o responsabilitate, semnează cineva? Doamne ferește, se întâmplă un cutremur? Cine face astfel de expertiză? Ce la noi, în Craiova, nu avem decât un singur expert. Pardon? Un singur? Pardon, am greșit. M-am estimat. În Oltenia, nu avem decât un singur expert. Și acela e atestat numai de un an de zile sau doi, cam așa ceva. Deci nu se poate așa ceva. Este o obligație și a colegilor arhitecți de a veni și a înțelege că acest oraș are nevoie de arhitecți atestați de către Ministerul Culturii și Cultelor. Ca să nu se mai facă greșeli. Ca să nu se mai facă și să încadreze în ceea ce spune legea 422. Elaborarea expertizelor tehnice a proiectelor de consolidare, restaurare, verificare tehnică a proiectelor și dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experți și specialiști atestați de Ministerul Cultelor. Deci e clar. Și am să lupt pentru ca să respectăm că o țară care nu respectă legile este țară mai de la sud, mai la călduri, da? E, hai să demonstrăm că suntem în comunitatea europeană și că trebuie să ne respectăm pe noi, respectându-ne chiar legile care ne guvernează. Și atunci se schimbă radical. Nu mai poți să mai spui că administrația nu are personal de urmărire. Asta este foarte grav. Pentru că dacă până acum trecea cineva pe stră și vedea, opa, ce faci, nene? Păi, să vedeți. Ia oprește mata, uite, îți dau hârtiuță, iese vine frumușel la primărie cu actele de proprietate, cu actul prin care natale ți-ai permis să faci așa ceva. La un monument istoric, la o zonă protejată. Așa, de capul de mitare. Nu se poate. Nu se poate. Și spuneți că nu mai există astfel de persoane sau nu mai există suficiente? Nu sunt suficiente. Să înțelegem că în primăria Craiova nu există decât un singur arhitectul șef. Arhitectul șef care are atâta administrare și atâta, cu
cum să spun, trebuie să aibă o viziune generală asupra orașului. Nu poți să-l mai trimiți și să plimbe pe străzi, să controleze, să verifice, să mai vină să și trimite pe alții, pe cine? Nu, un oraș ca Timișoara are... greșeală, pentru că arhitectul șef nu trebuie să fie o persoană. Arhitectul șef este o instituție. Arhitectul șef ar trebui să aibă în spate o echipă foarte mare de arhitect, de specialiști, în același timp să aibă și niște consultanți care să se sfătuiască din punct de vedere tehnic, artistic. Ceea ce cred eu că încă se sare aici o etapă foarte importantă este un studiu istoric. Un studiu care să legitimeze intervențiile. Pentru că la ora actuală, dacă facem intervenții așa din aproape în aproape și de la mic la mare, vom avea iarăși niște rezultate contestabile sau, mă rog, relative, pentru că e drept, ne lipsesc foarte mult documentele. Și, în general, chiar toate restaurările care s-au făcut și unele mai importante sunt contestate din același motiv, Casa Băniei. Casa Băniei este un exemplu de restaurare contestat, pentru că el este, de fapt, o inovație. El nu respectă, această casă nu respectă, să spun, o documentație istorică. Ea a fost inovată pentru că probabil nici nu a existat. Un arhitect pe care îl respectăm, chiar l-am omagiat de curând, Iancu Atanasescu, a făcut o lucrare care acum noi ne mândrim, dar din punct de vedere al restaurării nu este autentică. La fel și alte construcții. Nu mai spun de Biserica Catedrala Sfântul Dumitru, pe care arhitectul Condonie a demolat-o și a refăcut-o. Și la fel și altele. Deci în Craiova a existat o problemă, să spun așa, mereu. A trebuit să pierdem ceva ca să câștigăm ceva. Strada Unirii. Strada Unirii a fost demolată după cutremur, eu zic, în mod gratuit, pentru că erau construcții de o valoare extraordinară. Nu spun că cele care sunt acum, clădiri absolut noi, nu sunt poate valoroase, interesante, dar ele înlocuiesc ceva care exista, care era valoros și pe care l-am pierdut. Deci a trebuit să pierdem ceva, să câștigăm ceva. Ori dacă făceam acest centru în altă parte, aceste construcții, am fi avut două lucruri valoroase. Și în felul ăsta, Craiova probabil a procedat mereu, a pierdut Hanul Hurez în secolul XIX, am pierdut multe alte clădiri, nu spun de marile arsuri, o luăm de la 1800, dar mereu s-a întâmplat același lucru. Și se întâmplă și acum, că nu de mult am pierdut după Revoluție Casa Cuțofeanu vis-a-vis de tribunal, tot așa, într-o demolare, în timp ce făceam proiectul de restaurare. Casa Orman, la fel. Casa Orman, chiar i-am făcut un parastas cu domnul Pavel, am zis să-i facem parastas, însă preotul a refuzat, a zis că nu se fac parastase pentru case. Din păcate... Simbolică, da. Da, era ceva simbolic. Puțin, da? Uneori ajungem să spunem slavă Domnului că măcar se reface decât să o lăsăm să cadă. Vorbim la un moment dat cu domnul Marcel Berendei și spunea, este pozitivă. Iată, pe Unirii, nu știu ce, să zicem, interlop, a pus mâna pe o casă și a refăcut-o. Este chicios pe aici și pe acolo, dar bine că măcar a refăcut-o și ea nu se prăbușește. Așa cum poate au soarta... celor din Timișoara, da? Păi da, nu trebuie să acceptăm așa ceva. Celor din Timișoara, casele din Timișoara, am fost în Timișoara, este ceva înfiorător. Și au trecut 3 ani de zile de când eu am fost și am văzut și m-am îngrozit. Și de-abia acum au început autoritățile să-și ceară iertare, probabil, prin acțiunile pe care le fac, da? Poate destul de târziu. E foarte târziu. Nu știu dacă vor mai putea să învingă acele clanuri. Au acceptat varianta asta. Da, să vină interlopul să o facă praf, da, și trăiește în ea. Nu se poate așa ceva. Nu. Eu cred că intervenția care trebuie făcută în lumina legii 422 a monumentelor istorice trebuie luată nițel mai cu forța. Pentru că e lege, nu este rugăminte. E imperativ. Este lege, nu este, și unde e lege, nu-i tocmeală. Legea nu face cerătare, nu face... Eu am văzut caz joi, când o persoană a venit acolo, Doamne, primar, dar eu am o casă, nu mai pot să trăiesc pe lipscan.
și am spus, vină la ora 10 cu hârtia la audiență să-ți o trec pe listă și pleci de aici și găsim noi spațiu unde. Deci se pot rezolva dacă vrei. Interesul care e? Interesul să fie centru dat posibilității de a ieși la o lumină care să revin în București, unde e Lipscănia. Se dau bani cu nemiluita acolo. Se lasă bani cu nemiluita. N-am să uit acum 2-3 ani când am avut fericită ocazie Bucureștiul, ca pe noua arenă, se joace două echipe din Spania. Inter, cupa câștigătoare a cupei, cu câștigătoarea campionatului în Spania. Ce noroc am avut. Toți au venit spaniolii, 10.000, unde s-au dus? În Lipscănie. Și apropo de asta, credeți au băut, că centrul Craiova... Au băut, au bani acolo, doamnă. După ce va fi refăcut, ne va aduce nouă bani. Care noi? Nouă. Orașului sau proprietarilor, ca să aibă ulterior posibilitatea să refacă și interiorul acestor. Proprietarilor orașului și ceea ce este mult mai important decât am spus acum, este ceea ce comunică prințul, ce ar se face. S-a dus, a văzut, s-a dus, le-a povestit, i-a trimis pe aia aici, ăștia s-a dus și uitați așa, începe să facă un pod aerian, română-engleză, da? E, ăștia alții o să spună și o să vină cât mai mulți. Deja în Sibiu, să știți că sunt foarte mulți căsătorii care vin să-și facă 3-4-5 zile acolo, să mai mută și la Viscri, să mai duc și la Sighișoara. Asta este. Dacă nu facem lobby... Bine, și așezarea geografică îi ajută mai mult... Dar să sperăm că același noroc îl vom avea și noi. Au zis că noi avem și atâta și de jur împrejur monumente. Uitați, acum se restaurează, am înțeles, la Filiaș, capăul filiștenilor. Craiova are pe lista monumentelor istorice 15 monumente de categoria A națională. Acel capăul, singurel, are 3 poziții de A în lista monumentelor naționale. Vă imaginați ce valoare are asta? Acel banal, că acum este închis, cu lanțuri și cu vai de fiare cărligate pe acolo, va fi vizitat extraordinar și Filiașul va apărea. Da, dar depinde și de noi să-i păi facem o publicitate, noi, pentru că nimeni nu știe până la acest moment. Nu o să vină altcineva să ne facă, atunci chiar este cum era pe timpuri, înainte de 89, când noi ne duceam să culegem fasolea și țăranii stăteau că ele sunt Dumitru, da? Nu se poate așa ceva. Hai să terminăm o dată cu Și apropo de aceste fațade, va trebui să dispară aceste aparate de aer condiționat, categoric. Aceste firme scrise în tot felul de culori și da, nu știu ce model. Da, este foarte simplu. Restaurare spune foarte clar dicționarul. Refacerea la faza cea mai de mult cunoscută de către cineva. De aceea, cum spunea domnul arhitect de studii istorie care am prevăzut, am numit așa, după ce se face expertiza tehnică, se începe studiul istoric. Și acest studiu istoric mă duce până de când s-a pus prima cărămidă. Și atunci fac studiul istoric al cărămizilor, al clădirii, al construcției și al ceea ce s-a întâmplat în interior. Cine a locuit, cine a construit-o, ce evenimente s-au, a venit regele Mihai. A venit regele Carol. Câtă istorie are Muzeul Jean Mihail, da? Astăzi am aflat, după atâtea și atâtea, am aflat că însuși Gheorghiu Dej a venit și el a fost pus, că acolo era șantier, a fost... s-a aranjat unde să doarmă, unde să... Ce, nu, acolo trebuia să fie ceva de partid. A, conducerea partidului. Nu, noi mergem acolo, eu merg acolo unde e clădirea, vreau să văd că... Și s-a dus acolo. Bineînțeles că a rămas îngrozit, că a fost mințit, că de fapt spunea că e un stadiu fizic, la, și n-a fost așa ceva. Și a urmat un scandal mult. Deci, astea trebuie toate scrise în acest studiu istoric. Pentru că dacă nici noi nu-l scriem acum, care mai știm câte ceva, generația următoare nu mai știe nici ceea ce știm noi. Și uite așa,
S-a pierdut. De unde se mai e? Intri pe internet, nu mai găsești nimic. Da, poate ne ajută într-un fel și această modernizare a centrului. Dar cum ne vor ajuta banii? Pentru că multe din aceste spații de la parter sunt închiriate. Sunt persoane fizice, persoane juridice care își fac un business acolo, banii vin către ei. Da, dar care, dacă vor să-și facă prelungirea de contract, asta am auzit. Deci eu spun un autorizat că am auzit. Dacă vor să-și facă prelungirea de contract și arată că este o firmă serioasă, îi se prelungește contractul în ideea și cu condiția să vină la... Să facă îmbunătățiri. Exact, și nu numai îmbunătățiri. Doar îmbunătățiri, că dacă e cu contractul, îi face prin rea de PFL. Dar tu le faci și să scade din chirie. Da. Dar dacă ai arătat atâția... Aceeași posibilitate o aveau și proprietarii care au locuit și locuiesc, poate. Da, da. Sau chiria și rea de aveau PFL-ului. Și s-a demonstrat... Dar nu au făcut nimic. Și s-a demonstrat, nici măcar nu au dat cu vară. Și s-a demonstrat că n-au făcut nimic, absolut nimic, absolut nimic, nici măcar să se ducă să întrebe, domnule, putem face și în ce condiții? Sau să anunțe, pentru că în perioada comunistă se puteau, veneau cu acele echipe și... Da. Zugrăveau, refăceau, măcar să spună, domnule, au căzut tavanul, veni să-l refaceți sau, Aceștia deci sunt, nici măcar acest aceștia lucru. Sunt invitați și s-a terminat contractul, nu țin la prelungire. Scurt, scoate la licitație. Da, dar de multe ori ei sunt chiriași unui proprietar, nu al administrației locale. Nu, eu vorbesc de rea de PFL, care mai are încă chiriași aici și pe Lipscan și care am auzit, am asistat la această discuție. Și răul făcut până atunci, cum îl reparăm? Nu avem ce-i face. Mai bine să scăpăm de unul care continuă răul. De acord, da. Da? Și vor fi, nu știu, prin licitații acordate unora care... Acum trebuie să ne mai gândim și cu ce vine aici. Că dacă vine tot cu sticluțe de alea și cu alea de plastic, și nu se mai poate. Adică centrul ăsta trebuie să aibă o terasă undeva. S-au căutat și niște puncte unde este posibil să mai punem și o verdeață, să mai punem și două, trei mese care să atragă, să te poți odihni, nu numai pe bănci, că nu poți să pun bănci acolo, da? Dacă să stai la o... te duci la San Marco, piața San Marco, ca să stai jos, costă 8 euro, o cafeluță de aia mică, de aici e 2 lire. Asta este. Dar am observat undeva în paviment, erau niște spații lăsate, scria cu un marker LED. Se vor pune și acele becuri din... Da, de aceea răzut că sunt puțin mai jos. Tocmai ca să se... Este corect? Adică... Cu asta nici eu n-am fost de acord. Nu știu dacă exista în secolul XIX. Exact. De aici era treaba cu ce a spus domnul arhitect. Că deja sunt acele studiul la istoric. Dar acum, cum să spun, nu mai avem ce face. Pentru că și noi le-am văzut după ce întreaga rețea este făcută, așa că nu mai e. Este o singură, o anumită nuanță care rămâne pe fațadele acestor clădiri? Nu, sunt diversificate nuanțele? Nu, au fost clădiri, depinde și în ce zonă sunt, au fost clădiri în care am spus categoric, toată asta trebuie să meargă alb imaculat. Doamnă, cum a fost Muzeul Jean Mihail? Albă, am fotografii. Cum este cula de la Glogova? Cula greceanu de la Glogova. Albă, românii noștri au trăit cu sănătatea, pentru că ce înseamnă văruiara? Văruiara înseamnă distrugerea tuturor microbilor. Și la țară, omul dădea cu var. Cu var. Da? Și era un spectacol extraordinar, da? Ei, astăzi o transformăm în Murano. Ce e asta? Deci ne dezicem de românismul nostru? Și atunci vom câștiga tocmai prin originalitate și nu prin copiere. Păi de asta am mai văzut și în altă parte, să zic că le-am văzut mult mai reușite. O să spună cineva. Ce v-a apucat? Asta este. De-aia vă spun, este o casă. Mică, foarte mică. Nu știu dacă are 3 metri, 4 metri, 3 metri, cam așa ceva. Cu ieșirii și pe Lipscan și pe Merolon? Da, și are parter și etaj mică și este făcută, parcă e făcută cu mâna. Și cu balconaj frumos. Este superbă, care o să dea
culoare acestui desfășurător stradal. De acord, domnul arhitect, că iertați că m-am băgat așa de puternic să vă salvez hanul care e de suflet, da, al dânsului. Păcat că răposatul care eu s-a nu mă așteptam să intervenim dumneavoastră mai mult decât ați intervenit. Problema e că n-au răspuns la hanul Buțureanu, care am văzut că recent e scos, da, la vânzare. Da, păi e scos, că a murit și proprietarul anul ăsta. Prin Germania. Fiul e în Belgia și am înțeles că au scos casa la vânzare în momentul de față. S-ar putea în curând să nu mai fie nimic acolo, pentru că... Absolut. Asta e pericolul. Așa cum a dispărut casa cu Cuțofanul, că trăgea de ea proprietarul și, până la urmă, s-a săturat, că îi spuneam, n-are cum să cadă un perete decât dacă cade de sus în jos, nu de jos în sus. Să facă o consolidare, s-a apucat să-i facă tâmplărie de... tristrat și de care n-are, nu are niciun Dumnezeu clădirea. Bine, nu, ele. Proprietarul era depășit. Da, totuși, eu am încercat un dialog este cu un noroc el. Cu acest centru, aceste clădiri cred că vor fi salvate față de alte clădiri, nu neapărat în zona istorică. Mă rog, ele au fost revendicate, au ajuns la proprietarii de drept sau mai puțin de drept și acum sunt lăsate în paragină. Sunt acele băi populare care... Da, Maria, mă scuz că te întreb. Da. Se termină foarte... Se cam termină timpul de emisiune. Putem să spunem că ce a zis Maria acum este o concluzie, că totuși e bine că sunt oarecum salvate aceste clădiri și cel puțin temporar până se va ajunge să se consolideze. Cam câți ani credeți că durează până se vor consolida? Foarte scurt. Da. Vă asigur că din moment în care se va termina și lumea va circula, într-un an de zile vor începe restaurările așa cum clădiri una. Vor începe cu certitudine, pentru că îi omoară lipsa de clientelă. Corect. Și atunci ca să... Nu-i convine nimănui să meargă frumos îmbrăcat pe lipscan și să uite ce are ăla acolo. Nu se poate. Da. Și va muri el singur, el. Și decât să moară, mai bine luptă. V-am pins. Și curățenia, pentru că sunt acele subsoluri miroase îngrozitor. Da. A mucegai. Da. Asta va trebui să intervine administrația locală cu certitudine, pentru că nu se poate face. Încă o să spună, păi n-am știut. Cu certitudine o să spună, n-am știut. Haide să învățăm. Învățăm, dar cum sperăm că... ne-a urmărit și să știe ce îi așteaptă. Vă mulțumesc mult pentru prezența din această seară în emisiune. Să rămână și în speranța că am putut să mai facem un pas și să mai facem un pas și să mai facem un pas până când se termină, să dea bunul Dumnezeu să nu fie timpul pierdut degeaba. Da, așa să fie. Stimați telespectatori, dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem din nou mâine la subiectul zilei. O seară frumoasă!